Cuvântul Domnului este în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, de la versetul 15 la 18. Punctul de plecare va fi versetul 16, din care apoi voi menționa mesajul meu din această dimineață și cuvântul pe care trebuie să îl cunoaștem. Iată, în adevăr, ce spuneam prin cuvântul Domnului. Noi cei vii, care vom rămânea până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogorî din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Apoi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi totdeauna cu Domnul. Mângâiați-vă dar unii pe alții cu aceste cuvinte. Amin. Biserica Emanuel știe foarte bine, frați și surori care ne urmăresc, fie din când în când, fie cu regularitate, de asemenea știu că unul din subiectele preferate pentru sufletul meu este acela în legătură cu a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un subiect căruia Domnul nostru Iisus Hristos i-a dat atenție, a vorbit despre el, un subiect la care sfinții profeți și apostoli au dat atenție și au vorbit mult despre el. Dar este un subiect dificil, de asemenea un subiect controversat datorită capacității sau abilității de a înțelege sau lipsa abilității de a înțelege această învățătură. Punctul de controversă pleacă din Matei, capitolul 24, cu versetul 36. Cât despre ziua aceea și despre ceasul acela, nu știe nimeni, nici Fiul, nici îngerii, ci numai Tatăl care este în ceruri. Și, în adevăr, așa este. Dar, frați și surori, doamnelor și domnilor, inclusiv noastră care ne onorați închinându-vă cu noi prin internet, aș dori să vă invit și să fiți atenți la acest verset și apoi la celălalt care urmează, pentru că de neînțelegerea acestui verset și a celui care urmează, se fac afirmații greșite în teologia sau în învățătura despre a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos, datorită neînțelegerea ceea ce spune în aceste două versete, 36 și 37 din Matei 24, de exemplu, nici mesajele mele nu au fost înțelese și oamenii s-au dus și au spus că eu am stabilit când vine Domnul Iisus Hristos, eu știu când vine Domnul Iisus Hristos și am afirmat când vine Domnul Iisus Hristos. Nu știu și nu știe nimeni. N-am știut și nu se va ști. Dar aș vrea să înțelegem, de fapt, ce spune versetul acesta și apoi în același timp să fac această afirmație și să fiți atenți la ea. Eu știu când vine Domnul. Știu și ziua. Nu știu ceasul, dar știu și ziua. Când Domnul Iisus Hristos a vorbit aceste cuvinte și a spus că despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici Fiul, aș vrea dumneavoastră să fiți foarte confidenți în inima dumneavoastră. Iisus Hristos știa. Știa perfect. Veți zice cum? Pentru că El afirmă că nu știe. Aș vrea să știți că Domnul Iisus Hristos a fost o persoană în care s-au îmbinat perfect două naturi, cea divină și cea omenească. Dacă vă uitați în capitolul 24 din Matei, afară de versetul acesta, veți vedea dumneavoastră că de fiecare dată când expresia fiu este folosit, este folosită expresia fiul omului, nu fiul lui Dumnezeu, fiul omului. Și de ce Iisus Hristos a făcut afirmația din perspectiva fiului omului, nu din perspectiva fiului lui Dumnezeu?
ca fiu de om, el n-a știut ziua când va veni a doua oară. Ca fiu de Dumnezeu, ca Dumnezeu adevărat însă, el știa perfect ziua aceea, dar el a vorbit din perspectiva naturii lui omenești. Și că ceea ce vă spun este adevărat și nu trebuie să aveți îndoială, numai dacă vă uitați în Ioan 10 cu 30, Iisus Hristos face această afirmație și cred că sunteți de acord cu ea și el zice, eu cu Tatăl una suntem. Deci nu e diferență între noi. Ce știe Tatăl, știu și eu. Ce poate Tatăl, pot și eu. Ce cunoaște Tatăl, cunosc și eu. Iar atunci când el vorbea din perspectiva naturii lui divine, nu uitați că Evanghelia face aceste referințe continuu și spune, nu-i trebuia să îi se spună despre nimeni nimic, pentru că el știa ce este în inima lor. Nu este așa? De ce? Pentru că atunci acționa din perspectiva lui Iisus Dumnezeul. Și de ce aș vrea să înțelegeți expresia lui Iisus Hristos, nu este o expresie absolută că nimeni nu știe, ci este o expresie în care omul nu știe, nici omul Lazar Gog. Pe de altă parte însă, dacă vă uitați în versetul 37, în continuarea acelui pasaj din Matei 26, cuvântul Domnului face această afirmație, pe care o știți foarte bine, am să vă reamintesc în contextul în care ea este scrisă. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, eidoma, adică identic, se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Fiți atenți ce spune Domnul Iisus Hristos ca să putem intra apoi în mesaje, dați-mi voie să depășesc ora 12 astăzi, vom intra, merge până la 12 și un sfert. Sau mai bine. Nu prea luăm nicio grijă. Observați ce spune aici Domnul Iisus Hristos. Despre ziua aceea și despre ceasul acela, pentru că este important ca dumneavoastră să prindeți acest adevăr, să-l puneți la inimă, despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Și este valabil, asta e absolut. Dar apoi în versetul 37, Iisus Hristos spune, în adevăr, cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, identic se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. Dacă este identic, sunteți de acord că va fi identic? Da? Va fi identic. Și dumneavoastră de la internet. Trebuie să crede în ce scrie Scriptura. Atunci dați-mi voie să vă spun. Noe a știut când vine potopul. A știut ziua. Geneza 7 cu 1. Domnul i-a vorbit lui Noe și i-a zis, ai căpătat trecere înaintea mea pentru că te-am găsit credincios în neamul tău. Geneza 7 cu 4. De aceea intră în corabie tu și casa ta, căci după 7 zile voi face să ploaie pe pământ 40 de zile și 40 de nopți și va veni potopul. 7 zile de când? De când stă de vorbă cu el. Dar n-avea să spună 7 zile și noi să nu știe de când 7 zile. Deja acum trebuia să apuce de lucru. 7 cu 10, Geneza. După cele 7 zile a venit potopul pe pământ. A știut Noe când este ziua potopului? A știut. Fiți atenți, a plecat la venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Despre ziua aceea nu știe nimeni. Dar din nou același Iisus Hristos spune, despre ziua aceea știe toată lumea, că va fi ca la Noe. Dacă Noe a știut când este potopul, se va ști și când este ziua venirii mele. În realitate însă ce vorbește Iisus Hristos? Iisus Hristos vorbește ceea ce noi teologii, care studiem cuvântul mai mult, numim dubla referință biblică sau profetică. Versetul 36 din Matei 24 este pentru biserică, frați și surori. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni. Deci ziua răpirii bisericii nu știe nimeni, afară de Iisus Hristos și Tatăl și Duhul Sfânt. Însă în momentul în care s-a petrecut răpirea bisericii, fiți atenți, în momentul în care s-a petrecut răpirea bisericii, pe pământ vor fi 7 ani biblici de necaz numit necazul cel mare. Și așa cum 7 zile au trecut de la momentul în care a vorbit Domnul cu Noe, că începe potopul, exact la 7 ani, exact la 7 ani din ziua răpirii bisericii, va veni Domnul nostru Iisus Hristos a doua oară pentru Israel. Pentru că pentru biserică el vine cu un program, iar pentru Israel vine cu alt program.
Deci nu vine pentru amândoi în același timp, pentru că fiecare are rolul lui, destinul lui înaintea lui Dumnezeu. Și de aceea, pentru biserică nu știe nimeni ziua, dar pentru Israel se va ști ziua cu certitudine, va fi predicată, nu intrăm în detalii, de cei 144.000 evrei pecetuiți pentru acest scop, să fie evangheliști în cazul lui celui mare, și toată lumea va ști că exact la 7 ani, la împlinirea 7 ani, fiecare an are 360 de zile, în cazul acesta este an biblic, Domnul Iisus va veni pe muntele măslinilor pentru Israel. Pentru că atunci când vine pentru biserică, ați văzut ce zice Apostolul Pavel, răpirea bisericii sau venirea Domnului pentru biserică, să fiți atenți la acest amănunt mic, dar care schimbă teologia dumneavoastră și a oricăruia care n-a învățat ce trebuie despre venirea Domnului Iisus Hristos, este următorul. Venirea Domnului Iisus Hristos pentru biserică, frașestor, doamnelor și domnilor, este un eveniment de jos în sus. Vom fi răpiți în nori. Venirea Domnului Iisus Hristos pentru Israel este un eveniment de sus în jos, pe muntele măslinilor. E diferență? Mare diferență. Mare diferență. Fiți atenți la ce scrie în Scriptură. Deci pentru biserică venirea lui înseamnă un eveniment de jos în sus. Răpim în sus, în nori. Venirea lui pentru Israel, cum zice și Iuda 14, iată că vine Domnul cu zecile lui de mii de sfinți, este un eveniment de sus în jos, pentru că Iisus coboară pe muntele măslinilor. Și cu aceste spuse, haideți să vedem ce se întâmplă la venirea lui, pentru că subiectul pe care pe mine m-a frământat mult și pe care l-am auzit, dar nu l-au dezbătut cei ce l-au prezentat, subiectul meu se intitulează Strigarea Mielului Divin. Strigarea Mielului Divin. S-a vorbit mereu că Domnul va striga. Problema este ce strigă Domnul când vine. Uitați-vă în versetul 16. Căci însuși Domnul cu un strigăt. Când Domnul nostru Iisus Hristos va veni a doua oară, va striga ceva. Oare ne spune Biblia ce strigă El când vine? Și am cercetat cuvântul Domnului. Și am văzut că este lumină în acest subiect. De ce astăzi deci vreau să vă vorbesc despre strigarea Mielului Divin și vreau să vă spun din cuvântul Domnului ce va striga Domnul Iisus Hristos când vine a doua oară. Și de ce este important să știm acest lucru. Și cercetând cuvântul Domnului, am găsit că atunci când Domnul nostru Iisus Hristos vine, El strigă de 3 ori. Nu odată. Strigă de 3 ori. Odată strigă pentru biserică, a doua oară strigă pentru Israel și a treia oară când vine El strigă pentru sfinții necazului celui mare. Mulțimea aceea multă din Apocalips, capitolul 7, cu versetul 9, unde spune că erau atât de mulți că nu se putea număra. Deci pentru fiecare grupare, pentru fiecare ceată, dacă folosiți terminologia lui Cornilescu, Iisus Hristos are ceva de strigat particular. Și haideți împreună strigarea lui Iisus pentru biserică. Strigarea lui Iisus pentru biserică. Ce va striga Iisus pentru biserică când vine a doua oară? Și ca să înțelegem ce strigă, am să vă citesc un pasaj biblic foarte frumos și pe care apoi îl vom aduce la textul de astăzi din 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetele 16 și 17, dar acum am să vă citesc din Cântarea Cântărilor, capitolul 2, versetul 8. La 13. Citesc tot pasajul și apoi revin asupra lui. Și ia auziți cât de frumos este acest pasaj biblic. Aud glasul preaiubitului meu, iată-l că vine, sărind peste munți, săltând pe dealuri. Preaiubitul meu seamănă cu o căprioară sau cu puiul de cerboaică. Iată-l că este după zidul nostru. Se uită pe fereastră, privește printre zăbrele. Fiți atenți acum. Preiubitul meu vorbește și îmi zice, scoală-te, iubito, și vino, frumoasă. Căci iată că a trecut iarna, a încetat ploaia și s-a dus. Se arată florile pe câmp, a venit vremea cântării, și se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite își răspândesc mirosul. Din nou, textul este repetat 2 ori, este important.
scoală-te, iubito, și vino, frumoasă. Când Domnul nostru Iisus Hristos vine a doua oară ca să răpească biserica, frați și surori, doamnelor și domnilor, El strigă două lucruri. Primul este acesta din Cântarea Cântărilor, pentru că aici este o prezentare profetică. Primul este acesta: scoală-te, iubito. Ca să înțelegem ce însemnează aceasta, uitați-vă cu mine în 1 Corinteni, capitolul 15, versetele 51-52. Iată, vă spun o taină, spune Pavel, de la Duhul Domnului. Nu vom adormi, ce însemnează aceasta? Nu vom muri. Cum se spunea, de exemplu, în Vechiul Testament, când unul din împărații lui Israel sau din profeți mureau? Și David a adormit cu părinții săi. Deci pentru cei mântuiți în ochii Domnului și în gândirea lui, în economia divină, spunem noi, pentru cei mântuiți, moartea este un somn, o adormire în Domnul. Fiți atenți ce spune Pavel. Iată, vă spun o taină. Nu vom adormi toți, deci nu vom muri toți, dar toți vom fi schimbați. Într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia nesupus putrezirii și noi vom fi schimbați. Acum, Apostolul Pavel în 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 16 spune că însuși Domnul cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu se va coborî din cer. Și fiți atenți ce zice, și întâi vor învia cine? Cei morți în Hristos, cei adormiți în Hristos. Ce va striga Domnul la venirea Lui? Uitați-vă în Cântarea Cântărilor. Ce strigă Domnul prima dată? Scoală-te, iubito. Deci, îi scoală pe cei adormiți, îi trezește din morți, pentru că se ocupă prima dată de cei morți. Scoală-te, iubito. Și apoi are un al doilea strigăt când El coboară. Care este? Vino, frumoasă, apoi noi cei vii. Deci celor vii le spune vino și celor morți le spune scoală-te. Deci care va fi strigarea Domnului? De ce să batem apa în piu și să se întoarce în Scriptura, să ne vedem ce scrie în Scriptură? Care va fi strigarea Domnului pentru biserică? Este o strigare dublă. În primul rând o strigare care să trezească morții, scoală-te, iubito. Și apoi o strigare pentru cei vii în Hristos, vino frumoasă, și scopul acestei veniri este, El vine pentru nuntă, notați acest lucru pentru că este important, El vine pentru nuntă, iar ordinea pe care El o face la această venire se ocupă întâi de morți, apoi de cei vii. Notați acest lucru pentru că este capital. Cei ce nu văd aceste diferențe, de ce vă vorbesc și vă fac confuzi în ce privește la învățătura despre venirea Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară. Se ocupă întâi de morți, scoală-te, iubito, apoi de vii. Și vino frumoasă, apoi noi cei vii. În al doilea rând. Deci El vine, cum am spus, pentru nuntă. Strigarea lui Iisus pentru Israel. 7 ani mai târziu acum. După ce El a venit pentru biserică și a zis, scoală-te, iubito, și vino frumoasă, începe pe pământ necazul cel mare. Va dura 7 ani. Lucrul acesta este spus în Daniel 9:27. 7 ani biblici, repet, în care fiecare an este din 360 de zile, nu din 365 de zile, 360 de zile, de aceea se numără cât domnește Anticrist, 1260 de zile. Sau 42 de luni, vedeți cât mă menționează acolo. Deci sunt ani biblici, 360 de zile fiecare și exact în al 7-lea an, în ultima zi, vine Domnul Iisus Hristos pentru Israel. Acum vine pe muntele Măslinilor, nu mai vine în văzduh. Însă când vine pentru Israel, din nou și pentru Israel, El are o strigare dublă. Ce va striga Domnul pentru Israel? Primul lucru pe care îl strigă Domnul Iisus Hristos este în Matei 25:6. Iată mirele ieșiței în întâmpinare. Matei 25:6. Iată mirele ieșiței
în întâmpinare. Asta nu strigă pentru biserică, aceasta este o strigare pentru Israel. De ce? De ce? Pentru că dacă dumneavoastră vă veți uita, frați și surori, doamnelor și domnilor, împreună cu mine, cu atenție și cu smerenie, cu bucurie la cuvântul Domnului, dacă vă veți uita în Luca 12 cu 36, veți vedea un lucru pe care de obicei nu-l băgați în seamă și nu o spun ca să vă reproșez, și o spun pentru că noi citim repede Scriptura și nu vedem conjuncțiile, nu vedem virgurile și nu vedem lucrurile care schimbă învățătura cu care suntem obișnuiți numai din auzite în mod popular, fără să o suportăm biblic. Și în Luca 12 cu 36, Iisus Hristos este cel ce vorbește despre venirea Lui și fiți atenți ce spune Iisus Hristos. Și voi, dar, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă, pentru că atunci când vine, să fiți gata, repede, să-i deschideți ușa. Am citit și eu ca dumneavoastră, cei mai mulți. Acum haideți să citim ce scrie acolo. Și voi, dar, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Cum, nu-l așteptați pentru nuntă? Oh. Nu-l așteptați pentru nuntă? De la nuntă? Înseamnă că Domnul Iisus Hristos vorbește lui Israel, nu bisericii. Biserica fiind mireasă, pe ea o răpește pentru nuntă. Este nunta religioasă în cer, în fața Tatălui, în timpul celor 7 ani de necaz. După ce are cununie religioasă acolo în cer, după ce loc, Iisus Hristos coboară cu, acum nu cu mireasa, că dacă vă uitați în Apocalips 19 cu 7 și cu 9, El nu coboară cu mireasa. Și fiți atenți acum, vă rog multă, multă atenție, pentru că așa e de simplă Evanghelia, pe înțelesul copiilor. Și apoi am auzit un glas care zicea, să ne bucurăm și să ne veselim, căci a venit nunta mielului. Știți ce scrie mai departe? Soția lui s-a pregătit. Nu mireasa. Nu mireasa. Nunta nu se face cu soții, frați și surori. Când nici nu ne lăsa să-i cununăm, doar imediat ne exmatriculați din biserică, nu? Se face cu mire și cu mireasă nunta. Dar ce spune aici? Să ne bucurăm și să ne veselim că ce a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Ce vrea să spună cuvântul? Vrea să spună cununia religioasă deja a avut loc între Iisus și biserică și au fost declarați de Tatăl soț și soție. Și acum, când ei vin, el nu mai vine mirele și mireasa, ci vine soțul și soția. Și dar ce nuntă vine? Versetul 9 din Apocalips 19. Scrie, ferice de acum încolo de cei chemați la ospățul nunții mielului. Care parte din nuntă urmează? Ospățul, masa, banchetul, recepția. Deci este tot parte din nuntă, tot parte din nuntă. Și lui Israel îi spune în felul următor. Voi să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să se întoarcă de la nuntă. Pe voi vă chem numai la ospăț, numai la banchet. Și atunci, când Domnul Iisus Hristos vine a doua oară, cred că ați înțeles că este simplu, pentru Israel, de 7 ani după ce și-a răpit biserica, va striga două lucruri. Primul lucru, iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Deși folosește expresia mirele, oamenii mai au această expresie, că încă-i mire și mireasă, dar în realitate ei ce sunt? Soț și soție, pentru că a avut loc căsătoria religioasă. Și au intrat în odaia de ospăți. Acum dacă vă uitați în pilda celor 10 fecioare din Matei 25 și suntem în Matei 25 cu 6 acum. Dar Iisus Hristos va mai striga ceva. Tot atunci. Când? Știți când? 75, fiți atenți pentru că vă dau date exacte, 75 de zile de la venirea Lui va striga altceva. În Apocalips spune că Anticrist va domni 1260 de zile de la mijlocul necazului celui mare. Și în 1260-a zi va veni Domnul. Vine Domnul ca să facă rânduială în Israel.
Însă când vă uitați în Daniel capitolul 12, versetele 10 la 13, deci când vă uitați în Daniel capitolul 12, versetele 10 la 13, Daniel, spre deosebire de Apocalipsa, dă două cifre distincte despre vremea sfârșitului. Zice Daniel, fericit de cine va aștepta 1290 de zile. Apoi Daniel spune a doua oară, fericit de cei care vor răbda 1335 de zile. Spre deosebire de Apocalipsa, care dă 1260 de zile, cât va dura propriu zis de la mijlocul, de la intrarea în Sfânta Sfintelor, urăciunea pustirii, asta înseamnă urăciunea pustirii, când Anticrist intră în Sfânta Sfintelor și se declară drept Dumnezeu. Pavel spune, va intra în templul lui Dumnezeu, se va da drept Dumnezeu și se va ridica mai presus de orice se numește Dumnezeu. Aceasta este urăciunea pustirii în locul preasfânt. Din momentul acesta, Anticrist are putere absolută pe pământ 1260 de zile. Daniel însă spune 1290 de zile, apoi Daniel spune 1335 de zile. Ce se întâmplă? Exact în ziua 1260-a, Iisus Hristos vine, atunci se aude, iată mirele, ieșiți în tâmpinare. Și când lucrul acesta, știți cum el spune, rămășiței lui Israel, care este ascunsă în Boțra sau în Petra de astăzi din sudul Iordaniei. Când Israel, potrivit Zaharia 14, îl vede pe Iisus, începe să plângă și spune și toți l-au plâns ca unul. Israel ca națiune se întoarce la Domnul. Și pentru că Israel realizează că a păcătuit după rânduiala lui Israel, nu după a noastră biserică, pentru că acum Domnul se întoarce pentru Israel, Domnul îi dă lui Israel 30 de zile de pocăință. Așa se făcea în Israel. Erau 30 de zile de post, rugăciune și plâns. De ce Daniel spune 1290 de zile? Cele 30 de zile extra sunt de plâns și de întoarcerea lui Israel la Domnul. Dar mai sunt încă 1335, încă 45 de zile. În celelalte 45 de zile, Dumnezeu dă răstimp națiunilor pământului care au supraviețuit necazului celui mare, cu forța să fie aduse toate la Ierusalim și în Valea lui Iosafat, ca să fie judecate cu privire la cine intră sau cine nu intră în împărăția de 1000 de ani. Și după ce se întâmplă aceste 1335 de zile, din ziua când a intrat Anticrist în Sfânta Sfintelor, Iisus Hristos va striga a doua oară pentru Israel. Și uitați ce va striga a doua oară, strigarea este foarte clar prezentată în Isaia. Este în Isaia, capitolul 26, cu versetul 19. Și cuvântul spune în felul următor. Să învie, dar morții tăi! Să se scoale trupurile mele moarte. Treziți-vă și săriți de bucurie cei ce locuiți în țărână, căci roua ta este o rouă dătătoare de viață și pământul va scoate iarăși afară pe cei morți. Observați? Biblia spune ce strigă. Nu povești. Biblia spune ce strigă. A doua strigare a Domnului Iisus Hristos va fi după 75 de zile de la venirea lui propriu zisă, dar de data aceasta exact îi răspunde lui Daniel, Daniel 12 cu 13. Daniel a întrebat și a zis, Doamne, te rog să-mi spui când va fi sfârșitul? Și Domnul îi dă cele două date, 1290 de zile, 1335 de zile. Și apoi spune lui Daniel, tu du-te, vei adormi în țărâna pământului împreună cu părinții tăi și vei învia când? La vremea sfârșitului. După cele 1335 de zile, pentru că aia este vremea sfârșitului. Este ziua când înviază Israel și sfinții Vechiului Testament. Dar fiți atenți acum spre deosebire de biserică. Când vine pentru biserică, Iisus Hristos se ocupă întâi de cei morți, scoală-te, iubito, apoi de cei vii. Când vine Iisus Hristos pentru Israel, El se ocupă întâi de cei vii, iată mirele, ieșiți în întâmpinare, apoi de cei morți, să învieze, dar morții mei și pe sfinții Vechiului Testament îi adaugă apoi la împărăția sa. Și apoi, în ultimă analiză, în ultimă instanță, în al treilea rând, Domnul va mai striga ceva tot în această a 75-a zi. Pentru că este tot în a doua lui venire. Va striga pentru sfinții necazului celui mare. Va striga pentru sfinții necazului celui mare. Este psalmul 50, versetele 3, 4 și 5. Aș vrea să vă uitați împreună cu mine, pentru că este așa de frumos și psalmul acesta și este atât de profetic.
Dumnezeul nostru vine și nu vă surprinde ce spune mai departe. Și nu tace. Venirea nu este asociată cu tăcerea sau cu vorbirea. Venirea este asociată cu viteza. Știți povestea aceea pe care fratele Codreanu obișnuia să o spune, că cineva mergea cu două geamantane și se grăbea spre gară. S-a oprit pe o stradă în dreptul unui bătrân care stătea la poartă și se uita pe stradă și a zis: nene, mai este mult până la gară, cât timp fac până la gară? Și nu i-a zis nimic moșul. Și cel ce ducea geamantanele și se grăbea transpirat, s-a zis: bine că am vorbit cu un mut. S-a dus mai departe. Cam după vreo 10-20 de metri, moșul striga la el: îți trebuie 15 minute și ajungi la gară. Și a zis: bine că nu mi-ai spus după ce am ajuns la gară. Păi am vrut să văd cu ce viteză mergi, ca să-ți spun când ajungi la gară. Na. Observați ce spune aici? Dumnezeul nostru vine și nu tace, vorbește, pentru că El strigă când vine. Cea de-a treia strigare pe care El o are este în legătură cu sfinții necazului celui mare. Deci este gloata aceea sau mulțimea aceea mare din Apocalipsa pe care nimeni nu poate să o numere. Uitați-vă în versetul 3. Dumnezeul nostru vine și nu tace, suntem în Psalmul 50. Înaintea Lui merge un foc mistuitor, pentru că El acum vine să nimicească pământul, să mistuie tot, pe toți necredincioșii, ca să-i pună pe cei credincioși în mileniu, în prăzidiu median. Și împrejurul Lui o furtună puternică, este furtuna, dacă vă uitați, este extraordinar cuvântul Domnului, furtuna este vârtej, înseamnă vârtej în limba ebraică. Unii nu vor vrea să se ducă să fie judecați la Ierusalim. Și atunci profetul Ieremia și profetul Ezechiel spun în felul următor, zice: iată că de la Domnul s-a pornit un vârtej. Ia pe toți locuitorii pământului și îi duce înaintea Lui. Îi va lua cu forță Domnul. Va folosi vârtejul, puterea naturii și îi va duce în valea lui Iosafat să-i judece pe toți aceia care în timpul necazului celui mare au vrut să-l nimicească pe Israel. Mai departe, versetul 4. El strigă către ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Se ocupă de Israel și apoi se ocupă de cei care au fost omorâți în timpul necazului celui mare. Fiți ce strigă, versetul 5. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Ce strigă Domnul Iisus Hristos? Uitați ce strigă. Uitați-vă cu mine în cuvântul Domnului în Apocalips, capitolul 6, versetele 9 la 11. Când a rupt mielul pe ceta a cincea, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați, jertfiți, frați și surori. Deci în timpul necazului celui mare, majoritatea celor ce vor crede în Domnul Iisus Hristos vor fi jertfiți, junghiați, decapitați. Am văzut sub altar sufletele celor ce fusese junghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Ei strigau cu glas tare și ziceau: până când, Stăpâne, Tu, care ești sfânt și adevărat, zăbovești să judeci și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului? Fiecăruia din ei s-a dat o haină albă și li s-a spus să se mai odihnească puțină vreme până se va împlini numărul tovarșilor lor de slujbă și al fraților lor care aveau să fie omorâți ca și ei. Acum în Apocalips, capitolul 7:9. După aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată sau mulțime pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție și din orice norod și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe cu ramuri de finic în mâini. Continuăm mai departe. În versetul 13, și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, suntem în Apocalips 7, aceștia vin din necazul cel mare, deci nu din necaz, fiți atenți la ce vă spun acum. Domnul Iisus Hristos a spus către biserică: în lume veți avea necazuri, la plural. Nu confundați necazurile cu necazul cel mare. Necazul are ori și cine, și un copil. Necazul cel mare este cu totul altceva. Aceștia vin din necazul cel mare.
Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Și atunci când vine Domnul Iisus Hristos a doua oară, deci în acea 75-a zi după ce îl înviază pe Israel și pe Sfinții Vechiului Testament, acum Iisus Hristos mai face o strigare. Iar acum strângeți-mi pe toți neprihăniții mei care au făcut legământ cu mine, cum? Prin jertfă, care au murit pentru mine, care au fost decapitați pentru mine, care au fost jertfiți pentru mine. Strângeți-i, de ce? Pentru că în Apocalipsa 20:4, uitați ce face cu ei. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. Și am văzut sufletele ce li se tăiasă capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinase de fiare și icoane ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Deci iată ce se întâmplă. Și acum să recapitulăm. Când vine Domnul Iisus Hristos a doua oară, El vine specific pentru biserică, 7 ani mai târziu vine specific pentru Israel, 75 de zile mai târziu pentru morții din vechimea lui Israel și probabil un moment, două, trei mai încolo, pentru morții necazului celui mare. El strigă pentru biserică, scoală-te, iubito, și vino frumoso, și îi cheamă pentru nuntă. Când vine pentru Israel, mai târziu îi cheamă de la nuntă. El vine de la nuntă ca să-i cheme la ospăți. Iar când vine pentru sfinții necazului celui mare, el îi vine pentru răsplătire. Spune că li s-a dat cununi și li s-a spus să împărățească cu el 1000 de ani. Cuvântul Domnului este frumos, este clar, este limpede și de aceea ne răspunde la orice întrebare, la orice problemă. Este important să știm lucrurile acestea pentru că, frați și surori, doamnelor și domnilor, oriunde am fi și oriunde v-ați găsi, noi suntem în acea perioadă în care slujim înaintea Domnului ca biserică a lui Iisus Hristos. Iisus Hristos poate veni în orice clipă. Dacă vine în clipa următoare, noi suntem în viață, vom auzi acest strigăt puternic. Vino frumoso! Vrei să auzi glasul acesta? Pocăiește-te, să ne pocăim și să fim credincioși Domnului. Iar dacă în familie s-a întâmplat că cei dragi au plecat acasă, înainte să-ți spună ție și mie, vino, frumoso, le spune lor, scolă-te, iubito. Iată că este clar cuvântul Domnului și este limpede. Este practic în același timp. Pune la inimă acest cuvânt, crește drept înaintea lui Dumnezeu și dacă cineva te roagă, să simți împreună cu el, nu uita cuvântul Domnului, spune în felul următor. Plângeți cu cei ce plâng, bucurați-vă cu cei ce se bucură. Și fie cuvântul acesta o lege dumnezească pentru mine, pentru casa mea, o lege dumnezească pentru tine și pentru casa ta. Amin.